în după masa asta o să avem un alt fel de predică. Așadar, le invit pe fratele Petrică Mihen să ia loc și să avem o discuție despre depresie. Mai mult decât, decât, un, decât, o predică, vrem să avem o discuție și vreau să vă aduc aminte că toți cei care aveți întrebări legate de acest subiect, faceți cumva... V-ați microfonul? Da, gata, Eu pornit. Acum e oprit iar. A, așa. Toți cei care aveți întrebări despre despre depresie, vă rugăm să faceți să ajungă la noi cumva scris ca să le putem selecta și în felul ăsta să putem răspunde la ele. Așadar, frate Petrică, bine ați venit la dezbaterea noastră de astăzi. Mulțumesc. mulțumesc. Simțiți-vă liber să notați întrebările care le aveți și în felul ăsta să faceți să ajungă cumva aici pe primul rând și de acolo să le iau eu ca să putem răspunde la ele în finalul discuției noastre. Uh, înainte de toate vreau să propun un, uh, un dialog cu fratele petrică, Acolo avem și flipboard, dacă o să aveți nevoie de el, în spate, oh, e pregătit. Okay, okay. Uh, și să avem o discuție legată de definire, uh, care sunt cauzele principale care aduc depresia, câteva simptome și apoi să încercăm să gândim câteva soluții practice pentru această afecțiune. Și v-aș întreba, în primul rând, cum am putea defini depresia? Există o confuzie când oamenii vorbesc despre depresie. Ca să pornesc din perspectiva psihiatriei clasice. Psihiatria clasică definește trei mari categorii de boli. Una dintre aceste categorii este nevrozele, categoria nevrozelor. În care o persoană este conștientă, dar trăiește o suferință continuă și are dificultăți fiziologice, în sensul poate să aibă atacuri de panică sau așa. Și am văzut confuzia aceasta. Oamenii spun și la atacurile de panică, și la anxietate generalizată, îi spun tot depresie. Deci asta e o categorie, categoria nevrozelor. Există psihopatii. În categoria psihopatii, persoana are un comportament antisocial. Și există și sociopatii. Și marea psihiatrie este categoria în care persoana este ruptă de realitate. Adică nevroticul construiește lumi, Fanteziste, iar psihoticul chiar locuiește în ele. Și psihiatru închiriază și ia renta de la asta. Dar și aici una dintre cele mai mari, cele mai teribile boli este schizofrenia, schizofrenos, suflet rupt de realitate. Și aici mai avem depresia. Depresia care poate să fie unipolară sau bipolară. Ce face un depresiv bipolar? Uneori este plin de entuziasm, vrea să schimbe lumea, nu mai doarme noaptea decât foarte puține ore, durează câteva luni, săptămâni, starea asta, după care îi la pământ stă nu-l mai interesează igiena corporală și așa. Dar depresia în sine poate fi găsită în toate aceste mari, în toate aceste categorii care le-am menționat anterior. Și există forme de depresie. O să prezint câteva simptome ca să înțeleagă oamenii mai bine. Pot să fie dificultăți de concentrare, nu mă pot concentra bine, visez cu ochii deschiși, plictiseală, scăderea energiei, comportament inadecvat, tristețe prelungită, anxietate. Ce înseamnă anxietate? Ca să diferențiem de fobie. Fobia este o frică cu obiect, adică mi-frică de spații închise. Și asta se numește claustrofobie sau agorafobie, mi-frică de spații deschise. Îi specific. Dar anxietatea înseamnă am o stare de frică, de neliniște, dar nu știu de ce mi-i frică. Pur și simplu îs extrem de agitat. Uh, și un alt, o manifest, un alt simptom este uh, omul se izolează, subiectul se izolează, se interiorizează. Asta despre depresie ușoară, dar poate să fie și mai... Eu vreau să vă întreb aici ceva. Da. Pentru că deseori se asociază ideea de depresie cu o problemă spirituală. Așa. Se poate să fii într-o problemă de depresie, fără a fi bolnav spiritual de vreun păcat, de vreun viciu sau așa mai departe? Categoric, categoric. Nu aș pune existența depresiei pe, totalmente pe seama unui păcat. Există câteva mituri că totdeauna depresia este rezultatul unui păcat. Sau un alt mit, mi-am listat aici, persoana nu are credință, de aia are depresie. Sau se autocompătimește și nu este în regulă ca un creștin să aibă depresie. O să auzi ideea aceasta printre creștini. Sau un alt mit că depresia poate fi eliminată totdeauna prin exerciții spirituale. Adică dacă postez și mă rog, gata, se rezolvă depresia, un fel de hocus-pocus. Dar se poate că nu decât cu medicație, depinde de situație. De asta vă întrebam că chiar anul ăsta mi-am dedicat puțin timp să studiez problema asta și Deseori oamenii încurcă tratamentul spiritual cu tratamentul medicamentos. Da. În sensul în care, știți, Domnul Hristos a zis că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, subliniind că medicina este o parte a creației lui Dumnezeu. Am descoperit lucruri în, în baza medicinei tocmai din cauza că Dumnezeu a îngăduit mm -hmm. să le descoperim. Dumneavoastră ați recomanda în cazul în care un om se află într-o situație de depresie severă, Așa. Sau chiar medie, care ar fi uh, ideea dumneavoastră legată de. De a consulta tratament de specialitate. Este păcătos să te duci la un medic psihiatru, este un act vinovat sau este un lucru normal și chiar de dorit? Da eu, în prima fază analizez să văd în ce situație este omul, ce fel de. Depresia are, poate că este o depresie care se poate rezolva cu psihoterapie. Există așa numita depresie psihogenă. Ce înseamnă psihogenă? Că este indusă de gândurile mele. Dacă gândesc foarte negativist despre mine, despre situația în care sunt, despre Dumnezeu, despre viață în general, rezultatul va fi că sunt depresiv. Depresia psihogenă se poate corecta prin psihoterapie, dar există așa numitele depresii endogene. Acest termen endogen este un termen savant de a spune, habar nu am de unde vine. Dar, a, a, și depresia asta endogenă, a, îl observ, observ niște schimbări semnificative la client, în sensul că are insomnii sau hipersomnie, adică doarme excesiv de mult. Are sau nu doarme deloc. Are schimbări în greutate, apetitul este afectat. Pentru că depresivul trăiește o anxietate, va avea tendința să mănânce excesiv, că atunci când mănânci, se eliberează endorfine în organism și te simți mai bine. Eu am observat la mine când trebuia să dau examene, dar și acum când sunt stresa, tot deschid frigiderul. Și mă întreb, stai un pic, de ce te deschid eu pe tine frigiderul acum Mi-i foame? Sau te folosesc like a false friend, ca și un prieten fals, ca să-mi liniștesc un pic uh, agitația? Deci depresivul va fi anxios și va tinde să mănânce exagerat. Și vezi că ia kilograme. Sau poate să fie faza aia la altă, că nu mai mănâncă și pierde kilograme masiv, are un nod în stomac, nu este acolo. Ei, când, când văd simptomele astea, imediat spun, hei, facem psihoterapie, dar tu va trebui mai întâi să vezi un psihiatru, să-ți dea o medicație. Și după ce primești medicația cu antidepresive, după aia noi vom face psihoterapie ca să începem să lucrăm și la modificări cognitive, modificări de gândire. Uh, un alt lucru care vreau să vă întreb. Din experiența dumneavoastră de psihoterapeut și mulți oameni care vin la cabinet, care ați găsit că sunt cauzele majore din care pornește... Depresia asta, să zicem, ușoară și medie, de care cei mai mulți poate suntem afectați. Fără să vorbim de cele cazuri extrem de grave. Da. Deci pot să fie cauze biologice, respectiv genetice. Adică dacă cineva a fost înainte în familie depresiv, cresc șansele urmașilor ca să facă depresie. Deci cauze genetice, biologice. O altă cauză poate să fie lipsa somnului. Lipsa somnului, dietă necorespunzătoare, lipsă de mișcare fizică. Când vă referiți la diete necorespunzătoare, la ce vă referiți? Apoi știu, că nu mai mănâncă multă vreme sau știu, mănâncă junk food, chestii de, de felul ăsta. Deci, na, trebuie să fie uh, o, o dietă care să mă vitaminizeze. Este uh, nevoie, este absolut necesar să fac sport. E chicit mozga și mintea în Adică oricine are nevoie de puțină mișcare. E absolut necesar. Și uh, noi suntem o generație care ducem o viață sedentară. Și în special românilor nu le place uh, să se miște. Dar e recomandat. Dacă nu faci nicio mișcare, măcar să mergi pe jos. 4 km musai, obligatoriu. Pozi? <laughs> da. Dacă nu faci niciun sport. Poate să fie boala fizică o cauză. Știu, uh, să fie... Uh, sau să fie modificări hormonale. În special femeile care au născut au uh, modificări hormonale și uh, suferă de așa numitul postpartum. După naștere datorită modificărilor hormonale, e apatică. Nu i vine să se ocupe de copil, se condamnă, ce mamă rea sunt. Poate e necesar să ia uh, puțină medicație. Sau uh, side effects adică efecte secundare de la anumite medicamente pot să dea uh, depresie, tumori sau uh, uh, stresul poate să fie. Este un caz biblic, Ilie Tijbitul. Ilie a fost într-o situație în care uh, Trăia o, o, o foarte stresant câteva zile. Imaginați-vă că sunteți în locul lui și vă puneți cu profeții lui Baal. Și uh, Ilie spune: aruncă 10 găleți de apă peste uh, jerfa mea, peste lemne. Și poate undeva în background, el s-a gândit, da, dacă nu funcționează Dumnezeu tura asta, ce se întâmplă? Unul singur împotrivă la 400. Știi ce se întâmplă? Mac Te-a te îmbrăcat în pardisiu de scânduri, dacă nu ți iese. Deci, Ilie a trăit o dramă, a trăit tensionat, a trăit un stres. Și după a, eliberările acestea, poate, știu, eu, treci printr-o situație stresantă, și uh, atunci, tot în tot organismul se eliberează cortizo, un hormon de stres, adrenalină și noradrenalină. După acest flood of adrenaline, uh, urmează o perioadă când uh, ești pe fundul uh, oceanului, în Marea Moartă, ești terminat. Și ilie e terminat. Și uitați-vă cum gândește el. Doamne, mai bine aș muri. Are idei suicidare, pentru că un depresiv poate să aibă și asemenea idei suicidare. Deja suntem într-o fază destul de gravă când are idei suicidare. Dacă ideea unei astfel de discuții are de a face în mod special cu gândul în care unul dintre cei ce sunt aici sau care ne urmăresc pe live, uh, sunt într-o situație în care nu știu ce se întâmplă cu ei. Așa. Am putea să vorbim care ar fi niște simptome generale care ar trebui să-i dea un om de gândit că trebuie să caute ajutor. Pe lângă lucrurile pe care le-a spus, dacă se întâmplă să aibă uh, o disproporție legată de nevoia de somn sau de lipsa somnului, de mâncarea exagerată sau de lipsa uh -huh. de dorință de a mânca... Care ar trebui să fie niște semnale de alarmă? Care să-i dea de gândit. Exact. Și să recurgă la un ajutor eventual de specialitate. Poate să fie apatie. Stare de apatie. Ce înseamnă apat? Apatie. Apatos. Fără patos. Așa. Fără niciun chef de nimic. Un sentiment de neajutorare. Lipsă de interes în muncă, Sexualitate, religie, hobby, nu mă mai interesează toate astea. Insomniile, sentimentul de disperare, am zis deja de apetit, că e modificat, și ideile astea suicidare. Astea deja sunt semne foarte clare că trebuie făcut ceva. Dar mai sunt și simptome mascate. Simptomele mascate. Uh, adică omul maschează că are o depresie. Ați văzut mari actori, uh, Robbie William, de exemplu, îi uh, umor exagerat, scoate la vitrină umorul, dar în spate uh, el era extrem de deprimat. Cine face un umor așa tot timpul, pot să suspectez că maschează. Uh, deprimare. Sau ipohondrie. Ce înseamnă ipohondrie? Frica de boli. Mi-e frică de boli, mi frică. tot se spală, tot ia măsuri de precauție. Se poate... Își face analize. Da, face analize. Mă sună careva, domnul, dimineață mi-a bătut iriva. Zic, slavă Domnului. Da, da, zice, da, e stresant să-ți auzi inima bătând. Mă, Bă, dacă nu bătea, ce s-ar fi întâmplat? Izbucniri de mânie. Poți să fie izbucniri de mânie. Asta înseamnă o depresie. Vă aduceți aminte de regele David. Regele David, la un moment dat, a păcătuit. Că poate să fie și păcatul, nu numai cauze genetice. Păcatul și vinovăția, poate să fie o cauză majoră pentru depresie. Spune el în Psalmul 32. Câte vreme am tăcut, mi se topeau asele de, de, de gemetele mele necurmate, că-și degetul tău apăsa asupra mea, zi și noapte. Și uh, i-a făcut psihoterapie Natan. Foarte ingenios a lucrat. Că noi folosim în psihoterapie poveștile. Știu, un personaj oarecare, nu știu ce a făcut, cu care clientul se identifică. Și el a, a folosit psiho poveste psihoterapeutică. Davide, la tine în împărăție era cineva care a dat un mare hazibuli, A făcut o petrecere, că i-a venit nu știu ce, musafir. Și ce a făcut el? S-a gândit, mă, ce-ar fi să sacrific oaia lui vecinul. Care, săracul vecin, n-avea numai o oaie și de acolo își trăgea și existența, de la oaia asta. Și când a auzit David ce-a făcut personajul acesta imaginar, s-a înfuriat extrem de mult și a zis, ăla trebuie să moară. Și când arăți cu degetul, așa vin trei înspre tine. Adică, el a izbucnit în mânie pentru că uh, se simțea vinovat. Uh, ce se întâmplă? Cu cât te simți mai vinovat, cu cât ai mai multă vinovăție la demisol, cu atât o să-i acuzi pe cei din jurul tău mai, mai tare. Dar dacă tu ai rezolvat sentimentele de vinovăție, nu mai nu mai observ pe cei din jur așa, nu mai ești atât de acuzator. Poate să fie gambling, iarăși. Uh, jocurile de noroc. Jocuri de noroc, da. Sau muncă excesivă. Muncă ex de dimineața până seara muncește și tu zici, dar cum să fie ăsta depresiv? Dar poate fi o depresie mascată. Sau tot felul de adicții, dependențe. Pentru cât timp trebuie să fie o persoană într-o astfel de situație pentru a putea declara în depresie? Este și uh -huh. supărarea asta tristă de o săptămână? Poate fi catalogată ca depresie? Sau trebuie să fie peste o anumită perioadă omul să stea în starea aia ca să putem califica, să primească diagnosticul ăsta? Deci, da, poate să aibă o depresie ușoară, dar dacă două săptămâni cel puțin durează probleme cu insomnie, cu mâncat excesiv sau nemâncat și așa, dacă două săptămâni, deja e serioasă problema. Uh, Noi să recomandați uh, și psihiatrie și psihoterapie sau credeți că e suficient ca omul să primească medicamentație? Pentru că de obicei, oamenii care merg la spital, li se recomandă și, bineînțeles, un psihoterapeut, dar Credeți că este indicat sau cât de important este să aibă un psihoterapeut creștin sau un necreștin? Face vreo diferență lucrul ăsta? Da, da, cred că face o diferență. Ce am văzut eu, că am făcut practică la neuropsihiatrie și am văzut că la un moment dat numărul evanghelicilor era mai mare la secția de depresiv decât numărul celorlalți ortodoxi și catolici. Și am zis, cum e posibil? Raportat la ponderea evanghelicilor în oraș, ei erau mai mulți acolo. Și am zis, poate că este o chestiune subiectivă. Dar am fost la o conferință de psihiatri și interesant că același lucru a observat și un psihiatru care chiar practica că numărul evanghelicilor e mai mare decât a celorlalți când e vorba de depresie și de probleme emoționale. Cum se explică asta? Mă gândesc, am eu o explicație, dar trebuie să o ipoteză care n-am verificat-o încă. Cred eu că în bisericile noastre cumva ni se propovăduiește un standard foarte înalt pe care nu reușim să-l atingem. Și omul trăiește într-o vinovăție constantă. Și dacă trăiești într-o vinovăție constantă, până la urmă rezultatul poate să fie depresia. Și atunci cred eu că un psihoterapeut creștin care știe despre ce e vorba, poate să abordeze lucrurile dintr-o perspectivă creștină. Dar uh, trebuie, uneori trebuie și un psihiatru, nu avem încotro. Uh, din experiența dumneavoastră, care ar fi unele soluții uh, imediate până să ajungi la, uh, poate, la medicamentație sau un specialist? Bineînțeles, recomandăm tuturor dacă sunt într-o situație deja în care au avut gânduri de suicid. Acolo nu mai merge să corectezi doar alte lucruri. Și oh, da, da. recomandăm să căutați ajutor. V-am spus și înainte, noi avem să avem în biserica noastră o clinică de consiliere creștină unde puteți primi ajutor de specialitate și în domeniul psihiatric. Așa că vă rog să luați legătura cu Vlad, el vă poate îndruma în problemele de felul ăsta. Dar dacă ar fi să ne gândim la niște soluții pentru oamenii care experimentează stări de felul ăsta, care pot fi ajustate încă. Ce le ați recomandat sau ce ar trebui să facă oamenii ăștia ca să găsească un remediu. Aha. Da, problema trebuie abordată din mai multe uh, unghiuri. Cred că în primul rând, una dintre uh, soluții este. Să învăț să mă încred în Dumnezeu. Că i se poate întâmpla și la un mare om al lui Dumnezeu să uh, aibă deprimare. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a avut niște experiențe care nu mulți de aici le-au avut. Sau poate nimeni. Să vezi pogorându-se Duhul lui Dumnezeu peste Hristos. Și tu să zici în extaz. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să vezi manifestarea plenară a lui Dumnezeu, după care este internat la penitenciar, pentru că a comentat, și cine spune adevărul, până la urmă nu se poate să rămâi fără consecințe. Ajunge în închisoare. Și își pierde libertatea O altă cauza depresiilor Poate să fie pierderile Divorți, decesuri Pierderea slujbei, pierderea sănătății Pierderea poziției sociale Pierderea locurilor Atenție cu mutatul Pentru copii și pentru introvertiți în general Tot mă mut din Germania În Italia, din Italia, nu știu unde Pierderile astea pot să ducă la, la depresii în cele din urmă. Ioan Botezătoru are o pierdere semnificativă și în, își pierde libertatea. El era un om liber, free spirit, și ajunge în pușcărie și imediat intră într-o noapte neagră a sufletului și întreabă el acolo, mă, mergeți și ziceți lui Hristos, tu ești la care să vină? Sau să așteptăm pe altul? Și ce spune Hristos? Mă, Ioane, dar nu ai fost tu ăla care ai strigat în extaz că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Ce-i cu tine acum? Nu știu. Hristos nici nu îl eliberează fizic, ci îi trimite un verset din Scriptură, din Isaia. Dar stai un pic, că eu mă aștept la altceva, să mă eliberez fizic. Dar nu zice Scriptura că vă dau adevărul și adevărul vă va face liber cu adevărat. Poți să te pun într-o casă luxoasă și să-ți dau tot ce vrei tu, dar să fii cu depresie. Ce zici? Te bucur de ea, nu ești liber. A, dar când te legi de adevăr cu toată inima ta, dar cu, asta e condiția, să-l crezi și să te legi de el, atunci ești liber, chiar dacă ești în pușcărie, chiar dacă ești în condiții dificile, adevărul te poate elibera. De-aia, credința în Dumnezeu poate să fie o soluție sau o altă soluție poate să fie administrarea mâniei, că uneori și a vinovăției, uneori depresia înseamnă mânie interiorizată persoanele care tot înghit la nesfârșit, ci că sunt creștini buni și înghit toate mizeriile, la un moment dat sunt susceptibili să facă depresie. Asta nu e o virtute să înghiți la nesfârșit. V-am spus celor care ați fost ieri că trebuie să înveți asertivitatea, adică să spui ce gândești, să închei dosarele, să nu lași open files în minte la tine, să nu lași dosare uh, neînchise, că zice Scriptura să nu lași soarele să apună peste mânie, peste mânie că mânia cu care te culci tu și tot o, o acolo se transformă până la urmă în depresie. De-aia o soluție e să-ți rezolvi problemele de mânie și de vinovăție după aia, schimbări de gândire trebuie să fac Că depresia poate să fie și rezultatul gândirii catastrofale Aveți un, mod, un exemplu aici mai clar Cum să schimbăm gândirea Sau cum ar arăta de exemplu, poate un caz Care l-ați avut în care trebuie să schimbe gândirea Aha, e, e foarte dificil să schimbi gândirea unui depresiv Că el tot uh, uh, persistă acolo trebuie să tragi de el. Păi știi ce fac? Îl pun să scrie gândurile pe o hârtie, scriem gândurile tale negative și scrie acolo, nu sunt bun de nimic, unul din gânduri, că un depresiv așa gândește despre el, că n-am realizat nimic, nu sunt capabil. Și eu zic, mă, chiar așa, mă, că nu ești capabil. Cine te-a îmbrăcat azi dimineață? Și zice, păi eu, păi uite, te-ai și asortat. Înseamnă că ești capabil. Cine te-a dus aici la mine, la cabina? Păi eu am venit. Păi un incapabil nu vine aici. Și e și absolvent de facultate, un incapabil nu ești. Cum zici despre tine că ești incapabil? Că este un, în proverbe, spune așa, cum se socotește un om pe sine, așa este el. No, acum, ce faci tu? Scrie astea și trebuie să găsești trei alternative. Că ă, ă, asta înseamnă metanoia, să schimbi gândirea. Dar cum o poți schimba? Gândind despre tine în mod diferit. Scrie acolo despre tine ce ai făcut bine, ce ai realizat. Sunt absolvent de facultate am făcut asta până acum. Uh, un alt verset, pot totul în Hristos care mă întărește. Și dă notă. Ce notă îi da este ea? Și poate numai trei simt. Dar și ele alalte, că nu-ți de nimic, simt la zece. Dar pe măsură pe ce te focalizezi tu pe adevărurile astea, Încep să se schimbe emoțiile. Că tu nu-ți poți schimba emoțiile dacă eu îți dau o comandă. No, fi fericit acum. Cu cât te mai tare, cu atât nu vei fi fericit. Ce trebuie să faci? Să schimbi felul cum te percep, cum te gândești pe tine. Și începând să gândești diferit despre tine, încep să se schimbe emoțiile tale. Și îl pun după aia să zică cu voce tare lucrurile alea pozitive care le zic. Zic, cum sună? Și zice, sună fals. Păi, hai să le mai zicem o dată. Și le mai zicem o dată. Mă sună de data asta mai bine. Și ă, asta că pot totul în Hristos, Adică, tu ești un victorios. Cum arată un victorios? Tu vezi cum stai așa chircit acolo. Păi, ia să. Ia să ă, ai văzut-o pe Halep când a câștigat. Ce face Halep când a câștigat? Am câștigat își trântește paleta pe jos. Nu, ci sare. Wow, am câștigat. Noi ia să sărim amândoi și ne ridicăm. Și ne ne vede, zice, e, o fi om zovoros, ceva nu e re... Ne ridicăm acolo în cabinet și zic, fii atent că noi suntem victorioși. Ia sare un pic. Wow, Sărim acolo trei minute. Cum te simți acum? Bă, ceva mai bine, fii atent. Chiar mă simt mai victorios. Eu... Ce se întâmplă? Când tu stai așa chircit, se eliberează anumiți hormoni în organism. Dar când uh, pui în acțiune așa și sari, alți hormoni se eliberează și ai o stare de bine. Și îl întreb pe om, nu, no, cum te duci de aici? Bă, cu speranță, mă duc mai bine acum de aici. Da. Și o ultimă întrebare din partea mea. Cei care aveți întrebări îmi puteți scrie, cei care aveți numărul meu, ceilalți puteți face biletele și îi trimiteți în față. Vom răspunde doar la întrebările scrise, e mult mai ușor așa. Aș vrea să vă întreb din perspectiva unui om care are în jurul lui un depresiv. Fie un prieten, fie o rudă, fie părinți, fie fras, care experimentează existența lângă un astfel de om. Așa. Ce le-ați recomanda unor astfel de oameni? Pentru că nu-i ușor să trăiești cu un om care uh, are situația asta, trece prin, uh, trece prin uh, lucruri de felul ăsta. Cum ar trebui să ne raportăm la el și cum am putea să-l ajutăm? Păi, uh, în primul rând, trebuie să-i acord suport emoțional. Și uh, pe lângă suportul ăsta emoțional, adică tot timpul trebuie să-l încurajezi. Uh, să-l ajut să facă uh, mișcări fizice, musai să facă mișcări fizice și să nu lași să se izoleze, că izolarea e contraproductivă, să iasă în societate, tragi de el să iasă, musai să iasă, tot insiști uh, 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 să facă lucrul ăsta. Și în uh, uh, cele din urmă, să-l duci la un terapeut, musai să-l duci la un terapeut, dacă nici cum nu funcționează lucrurile care le-ai făcut. Ok, o întrebare din sală. Așa. Telefonul e împotriva mea acum. Depresia se poate vindeca definitiv. Sau odată experimentat, omul devine mult mai predispus și sensibil să o reexperimenteze pe parcursul diferitelor situații ale vieții. Hmm. That's a good question. Dar poate, poate să se vindece definitiv depresia. Dar dacă este așa numită depresie endogenă, Rămâi cu o predispoziție. Ne aduceți aminte ce înseamnă endogenul? endogen? Cuvântul ăla savant. Habar n-avem care sunt cauzele. Cauze interioare vin din interiorul meu. Ei, omul rămâne vulnerabil toată viața. La fel ca și în schizofrenie. Toată viața trebuie să-și ia medicația. N-avem încotro. Dar nu înseamnă că nu poate să ducă o viață normală. Bună oară, cei care au diabet nu pot să zică gata, abandonez medicația. Pot să se bucure de viață ținând un dietă și având, luându-și medicația. O altă întrebare. Am fost în depresie acum 2 ani și a fost destul de severă. Și se mult mai bine. Singurul lucru care a rămas în momentele antisociale care sunt frecvente. Starea se schimbă instant. Ce fac? Hmm. Se schimbă starea instant. Da. Cred că am pomenit. Bine, în primul rând ar trebui să vedem ce înseamnă sever, ce înțelege persoana prin sever. Când starea asta se schimbă instant, e foarte important dialogul care l-am cu mine. Că Dacă am un dialog uh, foarte. Uh, nocid, Sever înseamnă gând de suicid, mi-a scris acum. A, la... gând de suicid. Da, asta este, este serioasă când înseamnă, când apare gânduri uh, de suicid. Trebuie să vorbească cu cineva de specialitate, cred. Ok, suntem expuși la vreo boală în corp din cauza depresiei? Din cauza depresiei. Da, se poate să facem o boală, de exemplu, notează aici scleroză multiplă, de exemplu, se poate declanșa pe fond de depresie sau. Nu, nu. Sau vreo altă boală poate să se. Mai degrabă, altă boală poate să declanșeze depresia. Dar depresia în sine nu știu să fie cauza altor boli fizice. Întrebare mai specializată. În practica dumneavoastră, psihanaliza ce loc ocupă? Psihanaliza. Bine, eu nu practic psihanaliza, eu practic psihoterapia sistemică. Psihanaliza înseamnă să practici câțiva ani cu același client. Durează ani de zile să faci psihanaliză. Și e o metodă destul de complexă. Chiar este o glumă că unul s-a dus la un psihanalist că în fiecare noapte vedea un coșmar, avea un coșmar cu un balaur care l-a atacat și zice Domnul, din cauza asta, zice la psihiatru, nici nu mai mă, îmi vine să mă duc să mă culc, Zic, am coșmarul ăla teribil. Zice psihiatru, avem o problemă serioasă va trebui să vii de trei ori pe săptămână, costă 100 de dolari fiecare ședință de trei și înmulțește cât o să fie cu o lună, înmulțești cât o să fie pe un an și vreo uh, șapte ani va fi până la urmă. Și ăla când a auzit, zice, domnul doctor, iertați-mă, dar mă duc să mă împac cu balaurul. <răz> da. Uh, oamenii din jurul tău pot provoca depresie? Da. Uh, pot să provoce depresie uh, familia din care faci parte. Și aici aș avea, uh, poate ar trebui să desenez acum la faza asta. Familia, uh, prin felul cum se raportează la cineva, avem și deschis. Știi, în prima fază a vieții, noi suntem foarte deschiși din punct de vedere emoțional. Cei care au probleme cu faza lungă nu o să vadă prea bine cei până aici. Dar o să îți explic prin gesturi mai mult. Din punct de vedere emoțional, Uh, și din punct de vedere al informației, noi, noi suntem ca un burete deschis în primii ani de viață. Ca un burete absorbem toate informațiile. Și să știi că încă din perioada intrauterină un copil sesizează informațiile. De exemplu, copiii care n-au fost doriți și sunt puși la piept, cumva refuză cumva el a perceput asta, că din a treia lună, din a treia lună de sarcină, deja în creierul copilului se dezvoltă centru emoțional, amigdalina. Deja el asimilează informațiile. Starea din familie este asimilată de el și el nu are filtre raționale să se gândească bă, tata e obosit acum, de aia se comportă așa. El pur și simplu o ia ca pe, un mare, ca pe o mare dramă tot ce se întâmplă în familie. Și dacă copilul acesta a stat non-stop într-o atmosferă anxiogenă, ce înseamnă anxiogenă, anxi 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 care a generat neliniște, tensiune, Uh, uh, cumva nivelul lui de adrenalină între 0 și 10, când ai 10, îi atac de panic. Uh, 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 mă sufoc, nu mă mai pot concentra, îmi bate inima, transpir. 0 îi ca sânul lui Avram. Adică total liniștit. Nu există nimeni care să fie ca sânul lui Avram. Numai după ce treci din lumea aceasta, ești ca sânul lui Avram. Cei care au trăit într-o familie echilibrată, poate au nivelul de anxietate la 1-2. Cel care a crescut într-un mediu tensionat, tot timpul stres, provocări, neliniști, cumva plutitorul nivelului de uh, uh, adrenalină se stabilizează aici la 5. Și doar trebuie un trigger, un declanșator și imediat ajunge la 10. Deci e importantă atmosfera în care trăiește el. Noi tot timpul primim informații aici în sfera emoțională. Prima informație de la mama, primim informații de la tata, Și am spus ce înseamnă să trăiești cu o mamă care te, îți transmite semnale ambivalente, te confuzează, nu mai știi, double bind, te, conf, te poate confuza. Sau o mamă abuzivă, poate să fie abuz emoțional, abuz fizic, neglijare, creează anxietate în copil. Și acolo e și tatăl. Care să zicem că e un absent father, un tată prezent fizic, de decor numai. Ce se întâmplă cu tatăl care e de decor? Am văzut câteva consecințe la băieți. Una dintre consecințele la băieți este băiatul mamii sau pufuletele. Pufuletele, așa l-am numit, uh, trebuie să zic un caz, musai. Vine un domn la terapie, avea 34 de ani și domnul respectiv era absolvent de facultate, a intrat pe vremea lui Ceaușescu, era de mult cazul ăsta printre primele, a intrat pe vremea lui Ceaușescu cu notă mare, a terminat magna cum laude și avea post de inginer după ce industria din România s-a prăbușit și eu îl văd că e așa depresiv, speriat, așa stătea pe scaun și zic, cum ți-ai pune un nume care să te caracterizeze? Repede, nu te gândi mult, dar el s-a gândit 5 minute. Și eu am gândit, mie oricum îmi iese comisionul, treaba lui dacă se gândește 5 minute. Și după 5 minute spune, felălătlen, Asta tradus în românește ar însemna irresponsabil. Și zic, cum ești tu un irresponsabil? Pentru că un irresponsabil nu intră la facultate. Cum ai intrat? Mama o zis. Ok. Cum ai luat magna cum laude? Mama o zis. Ok. Cum ți-ai găsit un loc de muncă? Mama o găsit. A, ah, gata, Deci mama. Spune mai multe lucruri despre mama asta. Ce se întâmplă? Mama l-a avut aproape de menopauză pe acest copil și a pompat toată afecțiunea pe el, ca o bunică s-a comportat cu el. Iar tatăl a murit la scurt timp. Și v-am zis aseară că volens-nolens noi transmitem două informații. Când mama i-a rezolvat toate problemele, una din informații a fost: Te iubesc extrem de mult, nu vreau să-ți se întâmple nimic rău. Și a doua informație uh, neintenționată a fost: Tu nu vezi că ești un pămpălău. Eu trebuie să gândesc în locul tău, eu fac. Tu nu poți face nimic fără mine. Și cel mai bine se lipește acest mesaj de el. Și acum, omul acesta avea. 34 de ani, cu 45 al mama, mama se apropia de 80. Conform scripturilor, cei care trăiesc după 80 de ani se află în ilegalitate. <ră> și mama, se, că cei mai tare numai până la 80, zice scriptura. Deci mama se apropia de ilegalitate și ăsta începea să se lovească cu adevărat de viață. Și în fața vieții a colapsat, că nu era pregătit emoțional pentru viață. Deci, tata poate să-mi transmită un mesaj și m-a întrebat cineva, acum ai și răspund la întrebare. Poate ați văzut băieții ăia care toată ziua umblă la sală, tot tatuați, agresivi, știi? Bă, rup pe munții, macho man! De obicei, acești indivizi n-au avut tată lângă ei. Și el compensează pentru lipsa tatălui și tu zici, asta e personalitate puternică. nu e adevărat, e o personalitate extrem de slabă. Că el în interiorul lui e ciuriburi, slab de tot. Dacă o să vedeți ăștia din România, fane, căpățâdă și nu știu care, barosani, îi duce duba poliției, mama după ei, plânge în spate. Ăștia sunt copii crescuți numai de mama, nu de tată. Dar uh, omul uh, acesta e slab în interior. Sau homosexualul. Homosexualul îi nu pică din cer homosexualitatea pe cap la cineva. Îi produsul mediului. Produsul mediului. Adică un, un client cu manifestări foarte feminine, sper să fiu politically correct, cu manifestări foarte feminine, vine la mine și spune că vrea terapie. Ok, zic, hai să punem familia ta aici pe, pe, în pietre, știi că am niște pietre acolo pe birou. Alege o piatră pentru mama, una pentru tine și una pentru tata. Și pentru mama alege o piatră de caldar, mare, de granit. Pentru el, una de a transparentă, mică, și pentru tata, și se lipește acolo de mama, și pentru tata, pune una mică în cealaltă parte a mesei. Și zic, hai să vedem ce înseamnă asta, că asta ne spune foarte multe lucruri piatra aia transparentă, de ce ai ales transparent? Că mama știe totul despre mine. E o mamă foarte voluntară, implicată. Vorbesc cu cineva pe Facebook, mama e acolo, că e casnică. Cu cine vorbești? Și uneori zic, pleacă, lasă-mă. Și mama începe să-l manipuleze, să plângă, dar eu vreau să trebuie să îmi spui tot mie, să nu mi-a ascuns nimic. Și eu îi spun până la urmă la mama, și zic, azi n-am eu, dragă, nu-i bine ce se întâmplă aici. <coughs> Hai să luăm piatra aia transparentă și să o punem mai încolo și pe tata să-l punem aici lângă mama. Ce se întâmplă atunci? Și zice, domnul, zic eu ce se întâmplă. O luat bolovanul la mare și poc, i-o dat la celălalt mic și s-a pus, a pus bolovanul mare lângă la transparent care era el. Asta o să se întâmple. Deci mama, tata pot să ne transmite uh, niște stări, să ne inducă stări emoționale. Copilul acesta merge la școală, primește și de la școală câteva mesaje, să zicem că este o fată, sau, că și la fete e aceeași chestie, are ochelari și grasă. Și uh, copiii, știi ce o să-i spună? Că zrăi copii, bullying o să-i facă. Balena cu ochelar, balena albastră, știu, un, un, nume de ăsta jignitor. Fata, ce, se, ce o să experimenteze aici? Ce crezi că o să experimenteze? Anxietate, neliniște, rejection, se simte respinsă. Pe urmă are câteva falimente, experiențe de viață, niște rateuri, nu reușește în viață cum și-ar fi dorit. Toate astea întăresc și mai tare stările de neliniște interioară. Și odată cu înaintarea în vârstă, încep să-mi fac o concepție despre lume și viață concepția despre lume și viață o să o clădesc în jurul emoțiilor. Ce o să gândească persoana asta despre sine? Ce o să gândească? O să zică ca și David, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată? Categoric nu. O să aibă low self-esteem, o imagine de sine foarte scăzută. Ce o să gândească despre lume persoana asta? Că este un loc sigur să explorezi? Nu, o să se izoleze, o să fie inhibată în relație cu lumea. Ce o să gândească despre Dumnezeu? Ce tată iubitor! Nu o să înțeleagă, degeaba îi povestesc eu, că ea se uită prin anumiți ochelari, prin ochelarii traumelor pe care le-a experimentat. Și ce se întâmplă? tipurile de gândire, gândurile și emoțiile mele o să se regăsească în comportamentul meu. Și apare depresia ca și manifestare, depresie. Asta e problema. Și omul vine cu problema, uite, asta e problema mea. De fapt, ce face psihiatru? Tratează simptomatologia. Zice, A, ești depresiv, ești apatic, nu mănânci bine, hai să-ți dăm medicație. Întrebarea mea e, s-a rezolvat problema? Umblând la simptomatologie. Nu s-a rezolvat problema, categoric. S-a rezolvat manifestarea problemei. Ce trebuie să fac eu ca să rezolv cu adevărat problema? Trebuie să mă duc să umblu la gânduri. Eu -o să fac modificări cognitive, să-L ajut să, vadă, să se vadă pe sine lumea și pe Dumnezeu dintr-o altă perspectivă. Și când o să înveți acest gen de gândire, o să înceapă să se schimbe și emoțiile. O întrebare. Da. Dacă, de exemplu, familia este uh, nucleul de oameni care aduc în viața noastră o astfel de stare... Cum este indicat? Să-i părăsim? Ha, ha, ha. Sau... Da. Pentru că sunt cazuri, și, și în pastor am întâlnit, oameni care spun, familia mea aduce asupra mea o influență negativă. Așa. Este biblic să mă depărtez de ei? Sau sunt obligat să rămân în cercul ăla în care se creează? De exemplu, ai de-a face cu un tată abuziv. Mediul familial este un groaznic. Trebuie neapărat să rămâi acolo sau este corect să pleci ca să îți recâștigi starea de, de echilibru. Ieri am pomenit că Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, ca să te binecuvântezi, ieși din casa ta, din familia ta și din țara ta, din cultura ta. Ieși, că numai așa te pot binecuvânta. De fapt, familia ne-a pus într-un anumit costum dar costumul cu care ne am îmbrăcat familia nu neapărat e cel mai adecvat costum, costum mental. Fiecare dintre noi se orientează pe baza unei hărți mentale. Și uh, eu atunci când uh, dobândesc o anumită autonomie, trebuie să învăț să mă dezbrac de costumul care uh, m-a îmbrăcat familia. Pe mine am zis dimineață că mama m-a îmbrăcat într-un anumit costum în relație cu femeile, eu le vedeam într-un anumit fel, trebuie să dau jos asta și să redefinesc relația cu mama. Nu înseamnă neapărat să pun limite fizice, deși în unele cazuri, când e o familie extrem de abuzivă, trebuie să pun limite fizice. Ideal ar fi să resetez relația cu ei. Mi-aduc aminte acum de o poveste evreiască, apropo de costumele în care ne-a pus familia și trebuie să învățăm să ieșim din ele, un domn s-a dus la croitor cu un costum, să-și facă un costum sofisticat, pentru că evreu așa gândește, sunt prea sărac să-mi iau lucruri ieftine. Și acolo la croitor, ăla -a, a luat probele, a făcut costumul și s-a dus omul nostru după costum. Numai că era o problemă. Costumul avea o mânăcă mai scurtă și una mai lungă. Și pentru Gigi Becali probabil n-a fi fost o problemă, că se vedea Rolex-ul. Dar pentru ăsta a fost o problemă, știi? Cum e o mânecă mai scurtă și una mai lungă? Și la pantalon, unul mai larg și unul mai strâmt. Și zice evreul nostru, bă, nu-mi place ce ai făcut aici. Și croitor spune, tu ai o problemă, tu nu stai bine. Uită-te, ea ține mâna aia mai jos, așa, și aia înaltă mai sus. Cum stă? A, perfect, acum e perfect. Și pantalonii, uite, peșorul ăla mai în față, trage-l și la mai în spate. Cum stă? Stă bine costumul? Mă, e perfect acum, așa în poziția asta. Merită toți banii. Și zice, o bună, mulțumesc frumos. Și a ieșit afară, știi, din croitorie. Și l-au văzut doi din spate. Doi veneau în spate și au vorbit, mă, săracul om, e, 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 săracul îi handicapat. Da, zice al doilea, handicapat, handicapat, dar tu ai văzut ce costum are nebunul pe el. Eu zic, Adică familia m-a pus într-un anumit costum, dar costumul respectiv poate mi s-a potrivit atunci în copilărie că m-a ajutat să supraviețuiesc. Dar acum ca adult trebuie să-l dau jos. Pavel zice, când eram copil, gândeam ca un copil. Când am ajuns matur, am lepădat ce era copilăresc. Dau jos reformatez gândirea, mă transform și de pe poziția asta mă relaționez. De exemplu, eu îi spun la maica mea Kedves Virag, că Florica o cheamă, dragă Florica, îi zic, Cadvesh Virag. Și ea zice, ăsta nu-i respect. Ce înseamnă? Tu trebuie să-mi spui mama dragă. Nu-i adevărat. Cat Flori, Florica o spun pentru că noi suntem acum egali, știi? Eu nu mai sunt copilul ăla tău pe care tu trebuie să îl trimiți, să vină, să facă, știi? Așa trebuie să te raporte. E foarte greu să accepte că ea vrea tot să mă ducă în poziția de copil. Că mama când își pierde rolul de mamă, pentru ce să mai trăiesc eu acum? Trebuie să fii curajoasă, să lași pe copil să plece de la tine. O altă întrebare. Uh, nu da. mai avem foarte mult timp, așa că nu știu dacă o să apucăm să răspundem toate. Ne bazăm și pe răbdarea voastră, să nu vă plictisim nici asta, să ne dorim. Atunci când te afli în depresie și îți faci rău ție, self-harm, yeah. ești conștient de asta sau o faci fără să fii conștient? Întrebare. Și cum poți opri lucrul ăsta? Adică, hmm. o faci conștient sau inconștient? Asta vrea să întrebe. Da. Uh. Păi, nu o faci inconștient că am spus uh, un caz aici, că uh, unul și-a dărâmat pe acolo toată casa și așa. Și uh, zice, uh, l-am întrebat, mă dar cum ai făcut? Zice, eram inconștient, a spart pe acolo. Dar zic, mă dar de ce nu-ți-ai spart și computerul dacă tot ai spart? Ăla a nu l-ai spart interesat. Dar zice el, da, domnul, n-am fost chiar așa inconștient acum. De fapt, omul e conștient, dar în mod compulsiv, adică nu se poate controla prea bine. Își face sie și rău. Fie că bia sau fie că se rănește. Da, ce pot eu să zic? Ce să facă el? să se pune sub autoritatea cuiva. Că am unul, tot așa depresiv, a schimbat 40 de ani și are un comportament de autoagresiv. Și am zis, uite, facem psihoterapie noi, dar nu-i suficient. Ca și la alcoolici anonimi, tu trebuie să te pui sub autoritatea la, trei spons la doi sponsori. Ce înseamnă sponsor? Adică oameni cărora să le dai socoteală. Uh, cum adică să dai socoteală? Dar nu zice Biblia uh, să vegheați unii asupra altora. Vezi că noi nu mai avem conexiunea. Și când îți vine să faci ceva rău, sunt pe unul din sponsori ăștia ai tăi. Dacă nu-i disponibil, îl sun pe celălalt. de -aia ne, ne trebuie minim doi. Și cu mine vei face psihoterapie în continuare. Încă mai avem trei întrebări la care așteptăm un răspuns cât se poate de scurt. Așa. Unul, poate fi uh, depresia un rezultat al unei stăpâniri demonice sau o boală care sau o manifestare care să aibă de a face cu un duh, cu un demon? Ha. Acum nu aș zice, ce am văzut eu în practica terapeutică, pot să zic că od odată sigur și fac de 20 de ani, era un duh acolo. Era o doamnă care, în momentul în care am deschis scripturile, am zis, hai că trebuie să, să citim. A început să transpire, deși eu aveam aer condiționat, adică temperatura nu era de a să transpir. S-a făcut albă la față și-a schimbat vocea, așa pițigăită, și-a zis, oprește-te, închide! Și a ieșit val vârtej afară, n-a mai văzut-o niciodată de atunci. Cred că acolo era un spirit. Dar, în general, un spirit nu vine peste cineva așa. Un avion, ca să poată să aterizeze, trebuie să fie pistă. Dacă nu există pistă, nu poate ateriza. Și pista asta se face printr-un fel de gândire. Noi toți suntem susceptibili să se manifeste un spirit prin noi. Nu înseamnă că e și posedat demonic. Singurul care nu avea pistă prin care să intre un duh era Hristos. Zice, acum vine stăpânul viacului acestuia, el nu are nimic în mine dar în Petru avea. Petru a părăsit casa lui și s-a dus cu Hristos. Dar la ce se gândea el? O, mi-am lăsat socra acolo și familia, dar eu voi fi ministru agriculturii. Îți dai seama când ajung la Ierusalim, oi, oh, oi, oh, oi, oh, chivoi, ok. Nu va fi nimeni ca mine la Ierusalim. Și... Uh, când se apropie de Ierusalim, zice Hristos, bă, Petre, fii atent că mor, voi merge la Ierusalim, dar mor. Asta înseamnă că toate visele lui Petru să fie vogani, se duceau pe apa sâmbete. Și zice Petru, să te păzească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple asta. El avea un gând firesc în mintea lui. Și zice Hristos, înapoi a mea Satano. Nu, acum dacă ți-ar spune pastorul de la biserică, satano, probabil că n-ai mai venit la biserică. Dar cu cine a o fi vorbit Hristos? Hristos, nu știu dacă a vorbit cu Petru sau cu un spirit care se manifesta prin Petru, că avea terenul de aterizare, gândurile. De-aia zice Scriptura, orice gând îl facem rob, Ascultării de Hristos. Videază, trebuie să-ți faci igiena mentală în fiecare zi, exact așa cum te speli pe dinți și, ca, și uh, corporal, că altfel puți și nu mai poate sta nimeni lângă tine. Tot așa trebuie să-ți faci igiena mentală zilnic, că e susceptibil să intre un spirit. La Ioan a intrat un spirit, că treceau prin Samaria și avea gânduri xenofobe, zice Ioan, Doamne, să vină foc din cer peste ei. Ce a zis Hristos? Nu știi de ce Duh ești călăuzit, dar pe, prin gânduri religioase, fii atent, pot să fie gânduri religioase, dar religios nu înseamnă și spiritual. E o mică mare diferență între spiritual și religios. Da. Unde poate duce depresia netratată? Depresia netratată, severă, Poate să ducă la suicid. Aia severă, netratată. Dar aia la altă, poate să ducă la probleme de relație cu cei din familie, probleme la locul de muncă. Poate degenera schizofrenie și alte boli mai grave? Nu. Nu. Dar schizofrenicul are și el depresie, ca să încurcăm un pic lucrurile. Poți să aibă depresie. Dar schizofrenul nu este conștient că el are o problemă. Că, iarăși, trebuie să dau un exemplu. De două ori am pățit că a intrat cineva ca un pistolar la mine în birou. Prima dată când am pățit-o, aveam o studentă care studia bolile. Și am spunea, a încercat să mă convingă că suferă de schizofrenie. Asta e boală serioasă. Și schizofrenul are salată de cuvinte, uh, are halucinații, insomnii, toate alea. Și ea zice, da, asta e schizofrenie. Eu explic că nu -i. Și nu mă crede. Și în timp ce îi explicam eu, pac, iar se deschide ușa și intră unul care chiar avea schizofrenie. Cu un cuțit așa mare, și se apropie de biroul meu, ia un calendar și hui, îl taie în două. Eu am înghețat pe scaun, când când am văzut. O tăiat calendarul, mă gândeam ce fac acum. Uh, uh, cu ce dau? Cu scaunul? Dar până mă ridic, eu ăsta am o secționat. Clienta s-a făcut albă, nu o deosebeai de perete, știi? Și el a, început să vorbească tot felul de lucruri despre Gigi Becali, despre Iliescu. Nu înțelegeai nimic ce zice. Și la sfârșit zice, domnule teolog, psiholog, cu tigri cum stai, zice, adică cu lei. Și zic, sigur, stai lidiști. Și a scos niște bărunții și am dat și o plecat. Că aia vroia de fapt. Și zic la clientă, nu, no, semeni cu ăsta. Zice, categoric nu. Păi, vezi, ăsta are schizofrenie, nu tu. Și ultima întrebare, ca să facem să-l mai luăm încă una. Cum putem să ajutăm pe oamenii care au depresie pe fond de singurătate? De exemplu, avem categorii de oameni în biserică care. Spre exemplu, au trecut de o anumită vârstă, 36-37 de ani, și nu și-au găsit un partener și sunt foarte uh, întristați pe, pe subiectul ăsta și simt așa o presiune. Cum îi putem ajuta? Ha. Deci, uh, asta e una dintre problemele majore ale societății noastre, că odată cu prosperitatea materială se constată o creștere vertiginoasă a numărului persoanelor cu depresie. De ce v-am explicat ieri că societatea asta modernă a fărâmițat comunitățile, nu mai avem comunități. Avem oameni singuri, izolați, fiecare e în universul lui și se fac presiuni economice mari pe noi. În comunitate se făceau presiuni morale și politice, dar acum economice. Și presiunile așa de mari că nu le faci față. Soluția îi socializare. Să faci, să socializezi. Că Biblia zice, nu este bine ca omul să fie singur. Bine, acolo se gândește autorul la relația dintre un bărbat și o femeie. Dar nu-i bine să fii singur, nu i bine să te izolezi, trebuie să dezvolți relații autentice. Relațiile autentice sunt terapeutice. Uită-te la Hristos în grădina Ghețiman, era atât de anxios, nu depresiv, anxios. Ce a făcut el imediat? Atât de anxios că a început să transpire și transpirația s-a amestecat cu sângele și a căzut jos pe piatră. Ce a făcut el? A căutat relații. Relațiile sunt terapeutice. L-a chemat pe Petru, pe Ion și pe Iacov, cei trei prieteni apropiați să se roage împreună cu el. Deci, relațiile, socializare, dar autentic, nu așa fake, să ne prefacem că suntem într-un dialog. Să te pot suna noaptea la două, Bă, am idei suicidare, ce fac? Eu Aș vrea să vă mulțumim pentru uh, întreaga dumneavoastră slujire de la, de la Biserică. Ne bucurăm că am avut dialogul ăsta. Ne cerem scuze celor care n-am reușit să le răspundem la întrebări. Uh, sunt convins că întrebările voastre uh, pot să capete un răspuns și în privat. De aceea uh, vă mulțumim tuturor și aș vrea să ne ridicăm în picioare <coughs> și aș vrea să încheiem seara asta uh, rugându-ne. Și aș vrea să ne rugăm în mod special pentru cei care trec printr-o astfel de situație. Cei care au o experiență de felul ăsta, care sunt în depresie, fie ea ușoară, medie sau gravă, severă. Și aș vrea să ne rugăm și aș vrea să cerem ca mila lui Dumnezeu să, să fie peste ei. Amin? Cei care nu răspund sfaturilor de a fi uh, îndrumați către tratament. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inima lor și să se lase ajutați cei care sunt sub tratament să se lase uh, să lase voința în mâna lui Dumnezeu și să urmeze tratamentul pentru că niciun om nu poate fi ajutat decât dacă vrea să fie ajutat da? Mm. Domnul Isus întreabă pe ologul de la, uh, din, de la scăldătoare vrei să te faci sănătos? Dacă nu vrei n-ai cum, nimeni nu te vindecă forțat dacă vrei să te faci sănătos și cooperezi Dumnezeu este cel care lasă îndurarea Lui peste tine. Haideți să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Și de cei care nu au nicio problemă, hai să spunem, Doamne, păzește-ne de asta. Amin? Păzește-ne. Numele Lui Iisus, haideți să ne rugăm. Amin.